Bună ziua! Astăzi pregătim marmeladă din mere. Avem nevoie de 3 kg de mere, 1 kg de zahăr și vom începe prin a curăța merele. Cele care nu sunt viermănoase le vom păstra interiorul, pe celelalte le tăiem felii, iar cotorul îl păstrăm ca să obținem mai multă pectină. Îl fierbem după aceea, curățăm. Folosim o oală cu fundul dublu ca să nu se lipească marmelada. Și așa procedăm cu toate merele, iar din când în când mai punem puțin zahăr din acest kilogram. După ce am făcut un strat de mere, facem și un strat de zahăr ca să se topească până terminăm de curățat merele. Peste cotoarele pe care le-am curățat, punem o căniță cu apă de 150 ml și punem la fiert. Iar peste merele curățate punem tot zahărul. Și după ce obținem zeama de la cotoare, turnăm peste și punem la fiert. După ce am fiert cotoarele 15 minute, le stoarcem, le dăm prin sită și stoarcem toată zeama, pentru că este foarte importantă, că are pectina necesară pentru a se lega marmelada bine, a se închega. Stoarcem bine și amestecăm până la fund să nu se lipească. Amestecăm bine să se topească tot zahărul și punem și fierbem cu capac. Lăsăm să fiarbă cu capac până se moaie bine merele. După ce au fiert merele 10 minute și au lăsat sucul la foc mic, luăm capacul și îl mai lăsăm să fiarbă fără capac încă 20 de minute, cam jumătate de oră în total. Cu grijă mare amestecăm în continuu să nu se lipească de fundul cratiței. După ce s-a îngroșat bine compoziția, aproape la jumătate de oră, pasăm cu mixerul de mână, cu mixerul vertical. Și acum cu focul foarte mic, după ce am pasat, îl lăsăm la foc foarte mic și îl fierbe până își schimbă culoarea și prinde o crustă deasupra. A fiert, acest piure face bulbuci ca un vulcan și pentru protecție i-am pus o foaie de copt. L-am amestecat, acum îl vom pune la vase. Am pregătit niște caserole termorezistente cu capac și îl vom ține la frigider. Atenție mare că poate să ardă. Trebuia să iasă un pic mai roșie, dar eu n-am avut mere roșii, am avut mere galbene și a rămas galbenă. A fiert 40 de minute la foc foarte mic, cu treapta la 1. Îl voi pune la vase. Dacă vreți să puneți la alte forme, la forme de silicon, la orice merge pus, la borcane, îl voi pune pe tot așa la caserole și apoi îl lăsăm să se răcească și îl băgăm la frigider. Am terminat de fiert marmelada, s-a răcit. Am lăsat pentru noi așa, cu așa consistență, ca să o putem unge pe pâine. Așa ne place nouă. Iar pentru exemplificare, ca să arătăm cum era odată, când se ținea în calupuri, am fiert-o mai mult, deci pentru a o ține în calup, eventual învelită în hârtie de copt și ținută la temperatura camerei, trebuie fiartă mai mult, până nu cade de pe lingură, până stă pe lingură, ca să rămână groasă. După ce se răcește, rămâne așa și se poate tăia. O faceți cum doriți, ori așa să fie întinsă pe pâine, ca aici, o fierbeți mai puțin, ori aici fiartă mai mult. Așa arată, este delicioasă, poftă bună!